Auziți? Populismul e așa un instrument bun pentru politicieni, dar și pentru cei care pretind a fi politicieni. Populismul, știți, e ca o furcă cu coarne dese, numai bună de pus macaroane pe urechi. Unii știu asta, dar alții își aranjează urechile în așa fel ca să încapă după dânsele cât mai multe macaroane. Cred că următoarele cerințe a și zburat un cosmos gratuit. Ia veniți încoace, tăți cam își vă spune Vania Băț. Vorbit noi nu numai odată de populism, de care din belșug avem parte, dar n-am crezut că populismul ăsta poate să ajungă chiar așa de departe. Da. Ultimul populism lansat pare și apogeul populismului, adică masterclass. Și dacă știi măcar o lecuțic cum stau lucrurile, chiar parcă o leacă de la nas. Am văzut proteste și deja nu e un secret organizate din genți cu bani. Și nici până azi, apropo, nu știm concret de unde ei vin, vom afla peste vreo 100 de ani. Dar la ultimul protest, ați auzit strigând la îndemnul organizatorilor, strigau cât îi țineau gurile: guvernul să ne achite pătate iarna integral facturile! Guvernul să ne achite facturile! Dar organizatorii știu că asemenea practic nu există mai nicăieri în lume, mai ales când e vorba de un stat ca a nostru așa de sărac. Organizatorii protest sărălă nu sunt proști. Ei știu cum stă treaba. Ei știu că nici măcar locuitorii țării gazelor n-au gaz și lumină degeaba. Dar au văzut că se pot folosi de o categorie de oameni necăjiți și ușor de manipulat, categorii pe care, din păcate, nu putem să o negăm. Că ei sunt rude de-a noastre, sunt și oameni de-a noștri. Da, când stai în fruntea protestului cu 3 foane la urechi, te gândești, las că le mai băgăm o gălușcă, că ei o înghit ca proștii. După populismul ăsta prea măreț, internauții au început pe rețele să scrie: dar deși guvernul să achite numai facturile, dar noi vrem să ne achite costurile nunții, ori costurile la cumătrie. Alții au șerut de la guvern foi turistici la mare, alții au șerut ca guvernul să achite cecurile la market pentru mâncare și multe alte cerințe, n-am să le enumăr că lista e destul de mare. Organizatorii manifestațiilor mai nu m-au făcut splâng. Atât-s de altruiști și atât-s de pentru papor. Dar eu vreau să-i întreb, deși nu folosesc banii și e din genți pentru a ajuta categoria asta nevoiașă la achitarea facturilor? Și da, bunicuțelor, probabil că dumneavoastră nu vă pricepeți, dar și ei care vă îndeamnă să protestați, ține la urechi 3 iPhone. Nu-i fără telefon, ori cașmatale de ăsta cu butoane. Și dacă ai aflat în etale mâcă cât costă ele, apoi zice: of, Doamne! Și dacă măcar unul din 3 vă-l da să-l vindeți, ați trăi vreo jumătate de an ca niște cucoane. Dar așa nu știți cât costă. De asta vă pune de la megafon pe urechi macaroane. Cel mai periculos și urât e că față de acești oameni se naște în societate un fel de ură. Iar pentru cei care îi expun în halul ăsta, nu există nicio măsură. Așa că vă îndemn să nu urâți acești oameni necăjiți, să nu îi înjurați, pentru că nu stăți tot una. Sunt niște jertfi, niște oameni ușor manipulați. Pe locuri plătiți, folosiți foarte obraznic și ușor de cei care se bat cu cheptum pum pentru o papoh. Aici a fost Vania Băț, care îi dorește pașii, liniște și înțelegeri la tăți.